Revista Reginul nostru începe un serial intitulat Industria de altă dată a Reginului, legat de fostele întreprinderi ale municipiului. Vorbim aici despre fabricile care înainte de 1989 aduceau venituri considerabile, ofereau locuri de muncă stabile și dădeau plus valoare Reginului. Primul episod este dedicat întreprinderii de fabricare a berii. Puțină lume știe că a fost prima fabrică din România care făcea export de bere înainte de 1989. O fabrică construită în 1972, care avea o capacitate de aproape 400 de angajați și avea o producție anuală de 200.000 de hectolitri de bere și 11.000 de tone de malți. Fabrica de bere are una dintre cele mai scurte, dar și impresionante povești din istoria industriei reginene. A fost unul dintre cele mai renumite branduri născute în zona noastră, iar trecutul său este presărat de detalii picante, demne de păstrat în analele municipiului nostru. Conducătorul țării de atunci, tovarășul Nicolae Ceaușescu, era un fan înrăit. Al berii noastre, și tocmai în această idee, a luat cel mai bun tehnolog și l-a dus la Scornicești, unde, după rețeta de la Regin, a produs berea și acolo pentru a avea la discreție când îi se făcea poftă de o bere. Redactorii revistei sunt convinși că subiectul se va dovedi extrem de interesant pentru regineni. Tocmai de aceea exploatează toate sursele posibile, ceea ce nu este ușor, întrucât puțini dintre responsabilii fabricii de bere mai sunt în viață și dispuși să povestească. M-am documentat din mai multe surse și una foarte veridică este în persoana, să zic, celui mai longeviv director al acestei fabrici, domnul Mihailă, care trăiește, are o vârstă respectabilă. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să discut cu dânsul și să aflu lucruri care pur și simplu pe mine m-au m-au impresionat. Am dat seama cât de important era reginul pe piața sau pe harta economică a țării în acele vremuri. Nu ratați așadar un paragraf de senzație din istoria industriei reginene, povestea Beri Silva. Articolul va apărea în numărul 10 al revistei Reginul nostru, ce va fi disponibil gratuit începând cu 1 februarie.